Bun. Aici suntem la etajul 2. Cum ai făcut când ai intrat în camera asta? Oh, Doamne! A văzut ăla de acolo. Bine că ai intrat tu și nu m-am speriat eu, știi? Mi se nu-ți dea una încă. Da, ia să stai la distanță. Uite și aici se vede undeva, cred că prin podea. Se vede mai jos, știi? Nu mi-e așa. Uite ce drăguț! Bun. Hai mai repede. Da. Când am agonit. Deci să urcăm acum la etajul 3. Da? Deja gâfâi după două etaje. Uite și sus e puiuletele. Doar a făcut câteva trepte și deja picioarele erau la nivelul capului meu. Asta ce-o fi aici? Uite ce trebuie să vede. Bun, să urcăm mai departe. O, Doamne. Am urcat 3 etaje. Exagerez un pic, nu sunt chiar atât de obosit. Dar oricum e obositor. Ia să-mi dacă e ceva de văzut pe aici. Pe aici nu prea. De aici încolo văd că sunt scări mai normale. De ce fricoșător e acum? Da. Vrei să te bagi acolo? Poate o fi și pe Iangeni. Nu, mersi. Nu. După ce l-am văzut pe ăla acolo, mi-a ajuns. Ia cum se vede. Pe unde am venit? Ok, hai să continuăm. Uite, dar suntem singuri în turnul ăsta. Cred că ăsta e etajul 4, nu sunt foarte sigur pentru că mai avem 2 etaje. Dacă ne-am pierdut respirația de la urcat, cred că e 4, dar n-aș fi foarte sigur că am uitat să număr, știi? Ce se întâmplă dacă se sting luminile pe aici? Folosim o lanternă, ceva, o să fie destul de urâtă treaba. Te grăbi, poți să stai mai mult. Adică, nu e problemă, avem o grămadă de timp. Da? Poți să te oprești oricând vrei tu, adică nu te forțează nimeni, știi? Fetița lui tati, acum să-i spui al lui Bart ce e realitate.